importanța prevenirii mai multor maladii subliniată de elevii școlii pozice ale Atlas. Aceștia au participat la Ziua Internațională a Asistentului Medical și Ziua Mondială de Luptă împotriva Hipertensiunii. Pentru Ziua Internațională a Asistentului Medical, tema elevilor a fost sănătatea în bucate. Sper să fie un început, dar un început frumos și să aibă continuitate. Vă doresc vouă o primăvară frumoasă și să puneți în practică ce ați învățat. Principalele obiective au fost îndeplinite și anume promovarea unui stil de viață sănătos, a respectului față de viața personală, sănătatea proprie. Elevii au primit diplome de participare, medalii și cadouri. Am participat la un proiect Sănătatea în bucate și medalia înseamnă evoluția mea în acest proiect. Evoluția profesiei de asistent medical a cunoscut un salt uriaș în ultimele decenii. Cercetarea în domeniul îngrijirilor, tehnologiei, informațiilor și comunicațiilor, servicii bazate pe aparatură și echipamente medicale extrem de performante, sunt doar câteva dintre provocările care au contribuit la dinamica dezvoltării profesiei acestora. Acest eveniment mi s-a părut foarte important, deoarece cred că le este util tuturor oamenilor, atât copiilor cât și vârstnicilor, iar colegii mei, cât și eu, suntem foarte entuziasmați și dispuși să învățăm și să arătăm și celorlalți ceea ce este important într-o boală de inimă, cum să prevenim această boală. La Ziua Mondială de Luptă împotriva Hipertensiunii, elevii școlii pozice ale Atlas au mers în grădina botanică și într-un mall din capitală pentru a măsura gratuit tensiunea arterială. Ce părere aveți despre inițiativa acestor elevi? E bună. E bine și pentru noi și pentru așa, pentru consult și pentru sfaturi și pentru orice. Hipertensiunea netratată sau tratată necorespunzător poate determina apariția accidentului vascular cerebral, a infarctului de miocard sau a insuficienței renale.